Bun, gata, I'm ready. Hello boys, hello. Mă, bă, sincer, ăsta a fost cel mai rapid strip pe care l-am făcut vreodată. Adică, wow. Să zici, n-am apucat să comentez prima rundă și îmi pare rău că n-am apucat pentru... Bun. Bună, Ela, te pup, Meli. Anonymous, salut, Doti, Dino. Let's go, toată lumea bună, mă, toată lumea bună. Hai să dăm Ragel, scoate pe Frip 5 vs 3 runde de pistoale pentru cei de la Malco. Sincer, n-am văzut cărțile ce se joacă, știu că e doar e nuke prima hartă. Și încă o chestie, small reminder, s-ar putea să avem parte doar de nuke. Pentru că de la 6 au meci în Thunder Flash sau ceva de genul pe FLTV. Dar văd că vor să joace fest, băieții. Vor să joace fest. Salut, soare, salut, salutare, ce salutare, hello. Bine v-am găsit, boys, bine v-am găsit. Stați așa un pic, dacă apar hărțile pe Liquipedia. Matches. O, apare că începe 9 minute meciul. Ok, never mind. Da. Bun, gata. All good. Hai să vedem fullback pentru cei de la Malco. 5 AK-uri, full utilități, sparge ușa de la Squeaky, smoke aruncat, polar pe Xelo. Frip recuperează un smoke și un molly, kin. Flash și molotov aruncat pe cabană. Ersin a rămas în rampă, Xelo scoate pe Rud, Xelo mai scoate, mai face o eliminare pe Dance. 5 vs 3. Xelo. Quad kill. Haide. Ace sau nimic. Shady ultimul rămas în viață, 1 vs 3 cu bomba picată. O spama de pe silo de către Raga, 3-0 Nexus. Început fast. Cred că vor să termine 2-0 repede, 2-0. Din ce am înțeles, n-au vrut să reprogrameze meciul Malco. Pentru că ar fi putut să facă asta, dar băieții de la Malco au zis că nu, noi vrem să ne jucăm acum. Și în situația de față, din ce am înțeles, dacă noi trebuie să câștigăm o singură hartă, ei nu se califică. Adică și dacă ne jucăm doar nuke și dăm forfeit, Malco sunt la revedere. Dar, na, cam asta e. N-a fost fair play din partea lor, deci... 3 tech-uri, 4 tech-uri și un P250. Raga îl scoate pe Rude, Frip cu trade-ul. Player in Heaven face picul, BTN îl scoate pe Frip, Shady. Rămas de unul singur, nu pentru foarte mult timp. 4-0, o nouă rundă fest. No, probabil așa o să fie tot meciul până la final, numai runde de genul. Băi, nu uitați să lăsați și voi acolo un like, ajută super, super mult, orice like. Regele, a venit regele, salut Teodor, salut. Hello boys, hello, ce faceți, cum sunteți? Te pup, Matei, te pup. Ersin bag agresiv la trophy room, Kin eliminat. Spamează Raka smoke-ul de la Squeaky. Player în spatele, a? Oh, foarte bine, Raga. Frip, 27 HP, 2 jucători în afara site-ului, unul pe silo, celălalt aproape de main. Raga a mai luat un smoke. Shady urcat pe silo. Re-smoke dat la Squeaky, 5 vs 3, molotov în secret de la Dance. Molotov ratat parțial. Flash pentru Heaven. O veni picul lui Rud. Oh, Xelo. Aruncă flash-ul pentru roșu. Rămâne în continuare prezent Raga. Dă flash-ul cu numărul 2. Ersin rămas în rampă. 5 vs 4. 48 de secunde. Foarte multe flash-uri cărate afară. Drag de timp cât de mult se poate aici cei de la Malco. 27 de secunde, au un jucător pe care l-au pierdut.
Eliminat de către Ersinkin. A început, BTM prin smoke, îl scoate pe Free, Praga de pe cabană face eliminarea în buză pe Shady Raga cu cel de-al treilea frag pe dance. Iar Rud, 1 versus 4 cu Polarul, eliminat de către Raga, quad kill. De fapt, triple kill, îmi cer scuze. Ersin a fost cel care... Aveam impresia că Raga a făcut prima eliminare. 5-0, pauză cerută de către Malco. Nu dăduseră forfeit? Nu, n-au dat forfeit. O să joace cel mai probabil doar prima hartă și am zis că tot a fost evenimentul programat. S-au pus story-uri plus postări pe Facebook, pe Twitter și așa mai departe. Nu puteam să lăsăm așa totul. Hai să vedem. 5-0, pistoale pentru Malco. And probabil o nouă rundă rapidă. Au match în Thunderflash sau ceva de genul. Stați că vă zic exact cum se numește competiția de pe HLTV. Cum vă zic? Este Thunder Pit Bitcoin Series 2 și începe în 54 de minute. În cazul în care se termină cumva 16-0 sau ceva de genul, e perfect. Ersin împreună cu Xelo, primele două eliminări. Shady a făcut ambele trade-uri de unul singur, scos de către Raga. Iar ultimul este Fripp în site-ul B. Are doar un tech și o eliminare. 1 versus 2, prins din spate de către B, 6-0. Economie solidă pentru noi. Patru AK-uri, Polar pentru Rud. Părere de la Unix? Nu știu ce părere pot să mai am de la Unix. Talent e. Muncește și se vede că își dorește. Fripul scoate pe semințe. 3 versus Pou, 2 versus 3. Xelo și BTN rămași ultimii în viață. Kin în afara site-ului împreună cu Dance, Smoke în Squeaky. Le-și aruncat în site de către Kin. Nu știu mai exact ce vor să facă. Xelo rămas în situații de clutch. Sunt tare curios. Hai să vedem. Salut, Iconic! Salut, salut, salut! Salutare, boi, salutare! Boys, nu uitați de like și subscribe dacă vreți. Ola, bălsu! Ola, ola, ola! Hello! Nu știu că l-am salutat pe Soares, dar îl salut acum, că spre că l-am salutat. Hai că am ajuns rapid la fundul sacului. A primit BTN flash-ul, nade la roșu, jucător în burlan, BTN sar peste el. N-a vrut să sară BTN. Raga. Le-și aruncat de către Kin pe deasupra smoke-ului. Cred că a venit Xelo aproape. Da, a venit aproape, este între cele două smoke-uri. No, i-a văzut picioarele Kin, îl elimină. Deschid runda, Malco. Ersin, sub Heaven. Are un jucător în garaj ascuns în spatele zidului. Dance face picul către main, BTN eliminat. Ersin
Pune și la pământ pe dans. Haide, semințe. Oh. Unu. Erau deja doi playeri care au intrat de la single door. 1v3 Ersin, Rud. Cu cel al treilea frag pe Ersin. 6-2 Malco. Ne trimit pe pistoale. Pe pistoale. Cred că le-a zis Bidin că dacă nu-i bat în maxim 30 de minute, e jale, a? Te-am salutat. Mai merge o dată, nu o contează. Niciodată nu strică. Trei USP-uri, un Deagle și un P250 pentru semințe. Kin a văzut pe B. Nu, 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 stați. În fine. Frip îl scoate pe semințe, iar singur Xelo, ultimii doi rămași în viață. Da. Stați așa un pic, că eu vreau să văd aici. A picat, mă? Da, a picat, mă. Doamne, cum a târnat acolo. Cred că semințe a fost, să nu mi-am dat seama care, care era eliminat. Molotov un burlan, bombă plantată. Un exit și s-a puce Ersin un polar. Ufu, ar fi minunat, fabulos. Da, cred că poate să păcălească și anul Ersin. Din păcate nu, Shady îl elimină. Mai rămâne doar Xelo în afara site-ului către roșu. Shady la egalitate de fraguri în momentul de față cu Frip. Vreau și eu bocanci de aia. Cum are cine? Mi-a aduceți aminte după meci să vă arăt un clip. Este absolut epic, e monumental clipul ăla, jur. Nu, e best of 3, best of 3, n-am apucat să pun să pun aia de best of 3. A fost totul pe repede înainte. Semințe îl scoate pe dans. Se merge cu 3 jucători către rampă. Nu este nimeni în această zonă. Bomba dropată pentru Shady. Va veni cât de curând Ersin. Ersin care a lăsat rampa liberă. Ersin îl prinde pe Rud. Ersin aproape să mai reușească eliminarea pe Kin. În schimb îl aduce la 25 HP. Se face switch-ul între cei doi jucători. Primește AK-ul Frip. Molotov aruncat la Dark. Este nimeni, glonț cu glonț. Două gloanțe au fost nevoie pentru a-l elimina pe BTN. Semințe cu trade-ul, 3 versus 2. Avantaj de un jucător, Kin în schimb din rampă are polarul. Bomba plantată. A ieșit la timp, semințe. Mai vine cu alte două eliminări, quad kill pentru semințe chiar, 7-3. Cum pot ajunge la Nexus, am level 10 pe Faceit, 4200 elo și 3000 de meciuri. Nu știu, asta nu, nu ține de mine. În primul rând. Nu știu. Este fin, fă-ți o echipă, joacă-te la foarte multe turnee. Știu că a fost asta acum cu Nexus Academy, puteați foarte mult să aplicați și nu știu câte persoane au aplicat. Nici atunci n-am apucat să întreb, ar fi fost tare curios. Shady îl scoate pe Xelo, pică polarul. Pentru noi, Raga smoke aruncat în Squeaky. Vine dropul din partea sa, Ersin îl elimină pe Kin, prins din spate, același Shady.
2 eliminări din nou, fantastic jucătorul celor de la Malco. Se verifică la Dark, nu este absolut nimeni. Am impresia că doar BTN momentan, da, doar BTN va face picul. Oh, de la radio, i-a văzut. JD vine cu al treilea frag, semințe cu Raga. Aduc situația într-un 2 versus 2. Semințe. Adrian Târ. Să-mi zici unde poți să-ți trimita în contractul, că... Îmi place ce aud, îmi place ce aud. Deci aruncat pe sumână de către semințe. Oh, jucător chiar sub smoke. N-a mai reușit spre transferul. Flip era pregătit să facă trade-ul. 7 la 4. Da, și nu cred că o să mai existe timp. Pentru următoarele cărți. A începutul chiar fusese strong, dacă se continua pe același tempo. Ersin și BTN. Oh, i-am luat la Pantieco. I-am luat la pistoale, doamne, o 4. Ce a fost runda asta, nu știu. Vreau, deci aș vrea să aud call-ul de la Malco. Acum a fost rush ramp. They have eco. Rush ramp. BTN ce a zis, hai facem stack în rampă, că îi spargem. Salut, Rustanu, salut, salut, hello, ce faci, cum ești? Vă pup, boys, vă pup. Dacă ați intrat de curând pe live, nu uitați să dați și voi un like acolo și un subscribe. Pe Instagram, link în descriere. Mai fac și eu streamuri din când în când. Cine, trebuie să mai mă promovez și eu cumva. Cel puțin încerc. Bun, hai să vedem. Mac pentru Celo. Fullback pentru cei de la Malco. Dar nu cred că nici Nexdraw nu vor avea bani, Malco. Au 1900 și doar dacă plantează să apuce să mai cumpere ceva. Salut, dragi, salut, salut, te pup. Da, o meci la 6 pe HLTV și o să joace doar harta asta. Pentru că Malco n-au vrut să reprogrameze meciul, iar dacă Nexus câștigă prima hartă, Malco nu se califică. Adică cumva asta a fost la modul nici voi nu vreți să reprogramați meciul, nici noi vă lăsăm să vă calificați. Că nu cred că mureau să îl pună de la 7 jumate. Sincer acum. Dan să-l scoate pe Xelo. Raga. 2-3 eliminări pentru el. Semințe, îl elimină pe Kin. No, no, no. Foarte bine, bine. 9-4. Malco. Half buy. Și cumpără în ultima. 11-4 chiar ar putea. Dar 10-5 din punctul meu de vedere aici mai mult ca sigur. Ia vezi, 4 nade-uri și un flash. Chiar sunt curios ce vor să facă. Uite-l la Xelo ce face. 1 2 10-4. 15 cu 6 Raga.
acolo on fire. Deci fiți atenți, trebuia să joace și Aniu, care o vedem acum, Mirai și Inferno. Bă, vedeți că era un veto genial. Raga cu semințe, double kill pentru semințe. Shady la trade, Kin îl scoate pe BTN, 2 vs 2, ambii playeri din Heaven se va face retake-ul. Molotov aruncat în side, Ersin de fapt, îmi cer scuze, cu ultimele 2 elimineri, 11-4. Dacă fac stream versus Invictus, nu am voie din păcate să fac stream la Thunder Peak Bitcoin Series 2, pentru că e la fel ca CCT-ul, trebuie să cumperi drepturile de difuzare. Ceea ce, bă, nu știu. Bă, până la urmă sunt 80.000 de dolari price pool aici. Hello Denisa, hello. Au timp că e 1-1 la Thunder Peak. Nu se joacă două meciuri în același timp sau e... Hai că la axelul la palme părut. 4-4, BTN a rămas în squeaky, să taie rotația. Rotație care ar putea să prindă un jucător B. Na, l-a văzut Kin. B, 1 versus 3, rămas din rampă, ține bomba, Kin. 11-5, stai așa că am primit un mesaj. Nu înțeleg care... Da, oh, schimb părțile, sorry. 11-5. Perfect. Bă, dacă e 1-1 acolo și se termină meciul ăsta repede. Ah, ok, deci trebuie să se termine meciul ăla ca să jucăm noi, perfect. Dacă e overtime, e superb. Hai să vedem. 5 versus 4. Rud a fost eliminat de Raga. Dance a pic alături de Shady. 9 HP rămas pentru Dance. 4-4, restabilesc egalitatea. Malco, sunt 3 jucători către rampaul lăsat liber. Xelo este în Heaven. Nice. Foarte bine Xelo. A făcut un pic scurt, nu a văzut pe absolut nimeni. Ersin în partea superioară a site-ului. Ține din City pe Xelo, Kin. Shady face picul, primește headshot-ul 11-HP. Doi jucători care sunt atinși. BTN are deagle-ul, este la marginea smoke-ului din Squeaky. BTN aproape să prinde și el un jucător. Semințe scos de către Frip. Kin făcuse eliminarea pe Xelo, 11-6. Și au timp suficient pentru defuse. Nu, no! 12-5, aparent n-a fost timp pentru defuse. Ok. Wow, ce rundă. Avea Kin defuse kit. Foarte bine, l-a lăsat. Nu mai zic nimic.
Am tot dau bani, mă, am mai cumpărat o rundă. Tac pe semințe, venit de la rut cu scoutul, 50 HP, Shady îl prinde totuși pe Ersin. Smoke aruncat în fața main-ului, BTN. Aproape să mai prind un jucător prin smoke, 4 vs 4 cu Shady, care este extrem, extrem de low. Se luă către Heaven. L-a auzit. Unu. Raga, mai ai unu. Foarte bine, Xelo, foarte bine. Flip cu Shady, eliminați din site-ul la Kind, respectiv Dance. Ultimii doi rămași în viață, 4-2. Player în rampă, celălalt nu dau seama unde este. Oh, a venit din Heaven, Kin. Iar Dance, nicio șansă aici pentru Dance, nu mai face nimic. 168 de persoane pe stream și doar 60 de like-uri. Chat, nu vreți să dați și voi acolo un like să vă abonați? Nu vreți să fiți băieți buni? Dacă îi batem 16-5? N-a început, mamă, e bine atunci, e bine, e bine. Bă, e ok, e ok, e ok, că n-ar trebui să mai... Parerea mea că ar trebui să fie fast rundele astea. Ersin cu molotovul elimină pe King după ce a fost spamat săracul prin Burlan. Xelo, două fraguri la Trophy Room, Shady și cu Dance puși la pământ, 5 vs 2, Fripp împreună cu Rud. No chance pentru cei de la Malco, unlucky, 14-5. Te pup, Cipri, te pup, te pup, Cipri. Sorry. Ți-am pocit puțin numele. Tac, să scrie pe chat, eu vreau să văd. Din păcate am văzut Tici tot ce a scris Xelo. Parcă-l vă praga l-ați vrăcit, gâgâieză. Ba da, ba da, un match în Thunder Peak de la 6, dar... în condițiile în care e și jumate. Deci uitați-vă la BTN, a fost rush full W în secret. N-are frică, mă, BTN, e peste ei. Xelo și B. Mamă, bomba picată în side BTN care vine din B. Din rampă. Se bag, s-a băgat deja în cabană Kin. Thank you the dono, Justin. Mapă la next, se joacă Mirage și Inferno, sunt ultimele două hărți. Și 1-0 la de fapt e 0-0, că e prima hartă, doar că am uitat eu să pun că e best of 3. Thank you de dono. Smoke aruncat în main. La Pekin. O să vină din Burlan. Xelo nu găsea bomba. Reușește să o recupereze până la urmă. Eu nu înțeleg ce face Kin ăsta. Când n-are nici defuse kit. A salvat un AK și asta este. O să-l scoată pe Xelo probabil.
15-5. Map point pentru noi. Stați așa un pic să-l fac, să fac ăsta best of 3. Stați că nu pot să... Așa, gata. Match, edit, BO3. Dar cred că... nu trebuie să dau restart la HUD. Să pun repede și hărțile. Deci nuke, picul nostru. Nuke, ok. Malco, Paulez, Mirage și Decider. Opa, nu. Ruda a sărit peste Xelo. Versus 3, rămas Raga. Menos 6 secunde. Prins de către Rud, 15-6. Trebuie să mai verific o dată hărțile ca să fiu 100% sigur. Deci da, Nuke, Mirage, Inferno. Încă n-a început a treia hartă la Masonic. Perfect. Am o vagă presimțire că aici o să se termine. 3-1. Hai, semințe. O să-l bată Raga. Și aici pe 6, 1-0 la hărți. Mergem pe Mirage. Best game, sincer. Chiar a fost, bă, da, fast. Bun, să spun și eu, bă, pauză la stream. Să nu, oprește-te, că nu te, să nu te mai aud. Îți dau la mele pentru a treia hartă. Ho, e ok. Volum 0. Bun, hai să facem următorul lucru. Dar n-am bani să mă joc pe Hellkiss. Never mind, aș fi vrut să mă joc pe Hellkiss, dar... Nu știu asta. Salut Adrian, salut, hello boys, hello, bine ați venit pe stream. Ce faceți? Cum sunteți? Chat, cum sunteți? Bă, chiar am chef vreo de tot, am chef maxim, jură. Marco Glass. Bun. Exec cast. Clear. Bă, măcar s-a scris pe chat acolo g și altele. Hai să... Ia stați așa un pic, stați 2 secunde. Please waiting for broadcast start. Exec cast, că am apăsat pota asta care nu trebuia să o apăs. Taci un pic. Stați un pic. O schimb pe intermission, 2 secunde, că mă văd puțin așa. Fuge lumina pe fața mea, 2 secunde. Ok. Da, să-l întreb pe B. Bun.
jucat și a doua parte. Ți-am obosit chat, sorry. Na, nu există scuze, nu există scuze. Bun, acum putem schimba înapoi pe game. După ce-mi zice B. Cred că a picat Steam-ul. Ah, aparent se joacă și a doua hartă. Never mind. Și că se dau licuri că se vorbește de Excel-ul la Sprout și la Unix în top 10, e adevărat sau, Caterinca? Bă, n-am nici mai mică idee, sincer. Dar, cum ar fi, bă, la Unix și Excel-ul la Sprout, amândoi? Vezi că echipa ar fi forță. Acum, no joke și pe altele mai departe, sincer. Că Sprout îl au pe ăsta, pe Slax, care e polar. Nu, Slax era, stai așa. Nu cred că Slax era polar, stați un pic. Ba da, Slax e polar la ei. Da, care e părerea mea sincer, Xelo better than Slax. Sincer. No joke și altele mai departe. Slax e cam mort. Bă, sincer, acum lăsând toate astea mai de, toate lucrurile la o parte. Orică nu știu ce se întâmplă acolo cu Slack, emoții și whatever. Dar deci dacă s-ar întâmpla asta și plicurile alea ce a zis mai sus, stai așa un pic. Deci cine a zis? Cipri. Deci dacă ce a zis Cipri mai sus, că s-au dat licuri că se vorbește de Excel-ul la Sprout și la Unix în top 10, să zicem că la Unix o să mai rămână și el la Sprout o perioadă, da? Vrei să joci pe Helikis că donez? Nu mai am bani să mă joc pe Helikis, nu mai am balanță și nu i-am cerut, am uitat să cer balanță. Din păcate, Justinel. Thank you de dono, mersi mult pentru un euro. Apreciez super mult. Revenind înapoi la ideea, mamă, deci când m-aș bucura pentru Xelo să-l văd la Sprout, vai de capul meu. Sau la, bă, adică dacă îmi donezi nu poți să-i la ce te referi? Te referi dacă banii se duc către Nexus sau dacă îmi rămâni mie? A, să-i trag pe Helkis în wallet? A, nu pot, n-am cum. Și nu știu dacă e ang online să-i zic acum să... Dar și dacă îi scrie acum ang la ceva admin de la Helkis, cu siguranță nu cred că o să-mi răspundă prea... Nu o să-mi dea balanță prea curând și atât de repede. Bă, nu știu, top 10, de stați un pic. Știți cum e? Asta zicea, results, event, status. Nu, vreau să fac altceva, mă. Dați așa două secunde, vreau să văd ranking-ul, perfect. Deci, în momentul de față, Heroic sunt pe primul loc. Cloud9 îl dau afară pe Interz. Dar ăștia oricum sunt, gen, chiar dacă sunt organizații din America... Dând un pic și gândindu-te, nu cred că o să ia altceva în afară de tot un rus, ceva de pe acolo, de pe la ei. Ia stați așa să văd dacă mi-a răspuns B pe Steam. O să intru din browser. Ori a murit Steam-ul cu totul. Chat, v-a picat și vouă Steam-ul? Hello, Kiro, salut, ce faci, cum ești? Auzi-te să străli și Heroic și Navi și Clown 9 ne-au luat lucrurile pe aceeași sărăle cu Pedia, Enei, Mau și așa bani pe jucători, Face, nu cred că ești... Da. Jaxi, tu ești, te pup. A picat Steam-ul? Steam-ul tău merge? Da, mie nu mi se încarcă pasă de prieteni. Am intrat și abia un singur...
O singură persoană mi apare. Dacă dau să văd asta cu Nexus, grupul de pe Steam nu e absolut nimeni. E mor Steam o forță. Uite că a intrat și semințe. Cred că începem de pe HLTV la 7. Ce, dacă vreți să-mi dați și mie un follow pe Instagram, aveți acolo link în descriere. Aș aprecia enorm de mult. Oh, stați așa. Nu, hai că nici măcar nu mi-apare bitina aici. Mai dau un refresh la Steam chat-ul ăsta, cred că moare de tot. Phase la un X? Da, dar pe cine să dea afară de la Phase? Dacă e să o luăm așa. Până afară de cine? De Rain? Are 28 de ani. Și Carrigan, nu mă gândesc că l-ar arunca pe Carrigan. Prin shot in scope, a câștigat un major, a avut un MVP. Rain nu este niciodată în linea până nu se trage, dar putea să-l scoată pe Carrigan, să-l pună coach sau altceva. Actama pe ei? A doua. Rain e încă ok. Jiria cu poziția așa. Diff a doua. Fnatic. Bă, nu știu. Tot e posibil. Da, văd că mi-apare că BTN e în counter, dar mai mult de atât nu. Minus Rain, minus Carrigan, plus la un X, plus IME. Vai. Asta ar fi, cred că, ce și-ar dori orice român. Sincer. Da, mă, sunt multe discuții și variante, posibilități ca efectiv ce-ar putea să se întâmple dacă. Știi? Și acolo după dacă. Dacă îl fac pe Carrigan coach, Rain IGL, la un X vine și joacă pozițiile lui Rain și așa mai departe. Asta în cazul în care se duce la Phase. Dacă nu se duce la Phase și o altă echipă, acolo sunt alte variante și alte posibilități și așa mai departe. Da, multe ifuri cum am spus. Da, corect, sunt foarte multe. Ba, oricum, orice echipă și oriunde ar ajunge. Deci apare că... În locul lui JKS la G2, dar nu, de ce JKS? Nu JKS. Sau JKS. Nu, cred că o să-l dea afară pe JKS. Mamă, la Unix și Monesi în aceeași echipă? Gata, mă, gata, nu știu. Hai, de fapt. Bă. N-ar strica nici acolo. Da, mă, uite că au mai intrat așa, unul câte unul. Oh, și-a revenit Steam-ul? BTN mi-a pare că e offline. De 10 minute. Xelo e pe... Cred că e pe invizibil sau pe ceva de genul de n-apare. Ce s-ar întâmpla dacă? Hai mă, doar Guță trebuie să mai intre, nu? Chat, puteți să amânceți și mie cât e scorul în partea cealaltă? Dar cred că aș putea să arunc și eu un ochi. E 4-1 pentru Permita. Nu știu cine-s băieții ăștia, sincer. A fost 19-16 prima hartă, 16-14, dacă și meciul ăsta se termină 16-14, e perfect. Imel, Laux și Xelon, aceeași echipă ar fi the best, nu cred că îl dau afară pe Huxi.
Îl au Nico în continuu pe streamuri. Pe Nico nu o să-l dea niciodată afară la cât au plătit pe el. Poate doar nu știu ce ar putea să facă Nico să-l arunce. Am făcut 100 de like-uri, chat. Thank you so much. Apreciez super, super mult fiecare like dat în parte și fiecare abonare. Hooksy IGL. IGL Hooksy. Postare de la German CS Leaks. Spreau și zi așa. Am ok, am înțeles. Mhm. Da, oricum, bă, deci chiar văzusem și eu chestia aia și nu înțelesem la un moment dat. Se juca la Onyx cu Slug și cu încă alți trei nemți. Bă, și eram... Bă, ce se întâmplă? De ce se joacă? Unde sunt refresh? Unde e Zifon? Și după mi-am dat seama că stai așa un pic că e turneul ăla de... Unde aveam nevoie de nu știu câți jucători de aceeași naționalitate. Ce-a făcut? Nu s-a dat restart? Oh, n-a început, ok. Îl avem și pe Xelo, îl avem și pe Xelo, forță. Ai replay la Unix, la leak-ul ăla cu bullshit? Da, mă, orice poate fi posibil. Sunt nenumărate variante, nenumărate echipe la care se... S-ar putea duce dacă s-ar întâmpla asta. Smoke top con, flash pe deasupra rampei, se merge către site-ul ăla. Oh, Kin, a eliminat Persim prin smoke. Frip cu Rud. Alte două eliminări reușite, Raga în junglă. 1 versus 5 rămas Raga. Oh. Hai să vedem drop de AK pentru Xelo, care îl scoate deja pe Shady Player în junglă. Rud în conector, vine Molotovul, se bagă la scări Rud. Prima eliminare reușită, prins de către semințe, 4 versus 3, bomba plantată la triplă. Smoke-ul aruncat în con, BTN, recuperează și el o armă. Semințe. Headshot pe Frip, dar prin perete din păcate. Mai avea un jucător de eliminat semințe, Kin îl pune la pământ, Raga la marginea smoke-ului, se bagă peste dance. 1 versus 3 rămas Kin. Spuma bine Raga. A tras pe direcția jucătorului de la Malco. Pot paria meciurile astea? Nu știu, n-am nici mai mică idee. Iar chiar n-am habar de așa ceva. La Thunderpig n-am cum să fac stream chat, din păcate, pentru că trebuie cumpărate drepturile.
Și e cam unlucky că au făcut asta. Și sper ca de acum încolo să nu existe atât de multe turnee încât să trebuiască să plătim drepturi de difuzare și mai știu eu ce alte nebunii. Pripul elimină pe Ersin, BTN cu fragul pe Kin, Nade-ul cu Ric... Pășeu. A rămas fără gloanțe, Bip. Ajutat de către Raga. Mai scoate doi jucători. A, de pariuri, credeam că te referi la... la turneu. Dacă pot să fac stream. Ia ce șat, avem 2-0. Overall, aici sau? BTN-ul elimină pe Shady, Fripp și cu Kin rămâi și ultimii doi în viață. Runde rapide, 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 rapide. Hai, 3-1. De ce ură vorbește băiatul ăla pe chat? O să dea forfei pe HL TV, nu pot amâna... cred că s-ar putea... Oricum o să... Cât e pauză de obicei chat între meciurile astea de la Thunder Peak, dacă a fost cineva atent? Dacă au vreo 10 minute, eu zic că e ok. Ar trebui să fie teoretic 10 minute, dar e best of one. Nu știu ce să zic. Oh. Nu știu ce, dar probabil să facă și asta de la, de la Malco. Oricum, de față nu se mai califică Malco, e... E best of 3, best of 3. A, e best of 3? Ce, a, ok, nu e best of 1. A, dacă au 2, au 2-1. Corect. Corect, 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 aveți dreptate. 18:30. Mai e o jumătate de oră. Da, uite că a fost, i-a dat delay. Dar la băieții ăștia e 7-2, sunt cum și eu meciul lor. Na, 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 dance, două fraguri, moare, Molotov. Rul l-a scos pe B. Oh, hello. Cu semințe, 2 versus 2. Hai, mă, hai că e două luni asta. Na, măguță, da, măguțane! Încă unul. 2-1, Shady. Hai, la revedere, acasă. Hai. Următorii. Autobuzul. Regele. E greu. Au, 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 a zis draga că ne arată și el ce știe acum. Duale pentru Rud în short, recuperează un deagle. Ersin în rampă, Raga îl scoate pe Rud. Ersin cu eliminarea pe Fripp, Ersin. Scoze către Shady. La revedere, 5-1.
Hai să vedem, smoke, junglă. Molotov la sandwich. Oli palat, a făcut flip pic înainte ca smoke-ul să explodeze. La marginea smoke-ului Rudel ține pe semințe 5v3. Ersin din palat, a apăsat nade, boom, 44 HP BTN scos de către Shady, Ersin. Și Xelo 2 vs 4. Xelo la triplă, elimina și el, 5-2. Rundă pentru cei de la Malco. 200 de oameni, ce-a dat și voi un like acolo, hai cu un like puternic. Dormiți pe voi? Boost în rampă, nade, care l-atinge mai mult pe B decât pe Xelo. Haide, tata, bine. 1, Shady. A fost bun flash-ul de la Xelo, dar din păcate n-a fost să fie kin. L-a scos pe Ersin, 4-3. Din nou un dezavantaj. Player sub jump. Uite timing, raga. O secundă mai... Dacă avea polar în mid Xelo și nu era semințe în top mid, mai avea raga aici o șansă. Hai guțălai în dreapta. Pe dans. Dă-i prin perete. Foarte bine semințe. Are polar rod. Se l-o ține către kitchen. Molotov în short aruncat de către semințe. Unul la unul, Xelo, bomba. Bă, mai plantată cam prost aici pentru default. Și din dreapta smoke-ului nu s-a dus în backside. Xelo. Oh. Cred că a încercat un quick scope. Are defuse kit. Stan, un membru de 6 luni. Let's go. Nexus Mafia. Moderator. Arunca traga sara cu tot ce a avut pe el. Pop flash rata de către Kin. N-a explodat deloc unde ar fi trebuit. Smoke în conector. Sau cel puțin așa ar fi trebuit să fie smoke-ul ăla. No, da, înspușează apartamentele. Le găsește pe semințe. Xelo între timp îl scosese pe Kin. 4 vs 4, raga, 45 HP. Raga, eliminat de către Frip, smoke aruncat în... Față la Shadow. Oh, nice B. Doi vs 3 din nou. BTN, trebuie să mai elimine un jucător. Nice, Nate B, 58 HP pentru Rud, Xelo din apartamente. Îl scoate pe Frip, oh, știut la mașină cu polarul Rud. Hai să vedem, îi face pic, îi face pic direct Xelo, n-are frică. Ultimul în viață, Shady. Nu, nu e vorba, chiar n-am, nu că n-am chef. Am chef sincer.
Perfect. Pentru meciul mai bun? Care meci mai bun? Că mai bun decât ăsta n-are care să fie. Oricum, nu cred că o să prea mai existe alte concursuri spre final de an. Cel puțin n-am mai văzut să fie ceva, dar poate mai vine. Raga, BTN și RC în primele 3 eliminări se eliberează site-ul la complet. Dan și Curut. Ultimii doi. Nade în conector aruncat de către RC. Centrare bună. Centrare bună. 28 HP în minus pentru Rud. Merge. A picat Raga, din păcate. Raga, BTN, dreapta. Next Inferno, da, boys. Ultima hartă este Inferno. Rud. La revedere. 7-3 și 9-3 de cealaltă parte l-a permit acum Sonic. Bă, suntem ok. Chiar suntem foarte bine. Chat, cum vi s-a părut meciul de ieri versus All Stars? Best of 3-ul care, bă, sincer, a fost fantastic, părerea mea. Chiar a fost fantastic. 3 hărți, primele două extrem de strânse. Ulu. Dar nu mai strâns decât unghi pe care a tras Xelo. Hai, free pe runda următoare, mai bagi o fisă. Poate reușești să treci tu un conector. Sau ei prin junglă dacă vrei. Shade elimina și el. Cea a doua eliminare pentru Xelo. Nu întârzie să apară Kin, respectiv Rud. Care Rud? Fugi cu Polarul, salvează-l. La B cu tine. 1 versus 4. Dacă dă Xelo Ace, bag încă un euro. Nu e nevoie, Justine, nu e nevoie. Maptarea a fost antrenament cu plug. Nu fiți hater. Bă, oricum, știți care e chestia? Dacă stați și vă gândiți, primele două hărți au fost foarte strânse. Iar la un moment dat trebuia să se întâmple ceva. Să se rupă undeva jocul pentru una dintre cele două echipe. Putea să fie pentru Nexus, putea să fie pentru All Stars, care de altfel s-a și întâmplat. În mare parte, cam așa se întâmplă. Dacă sunt două hărți strânse, ori e prima hartă plejeră și câștigă una dintre cele două, se joacă toate trei, ori e fast best of 3, 2-0. Se l-a eliminat de către Shady. Semințe, sau mai bine spus preimințe, alături de Ersin. 4-2, Dance cu Rud. Ultimii rămași în viață, Rud, care n-a apucat să țină de Polar din runda precedentă. No, 3. Da, aveau șansă, aveau. Parcă pe data au început bine Nexus, au luat multe runde, după care făcuseră un comeback de ăsta senzațional All Star. S-au luat 7 runde sau ceva de genul la rând. Și au făcut o economie extrem de puternică. Player în under care pușează Kin, acela cu M4A1S-ul, Polar pentru Rud cu armură mică, utilități care nu prea există pentru cei de la Malco. BTN a încercat să strecoare prin short. Raga din apartamente sare pe geam. Dan spus la pământ. Închicem cu Polarul, deja prezent Rud. Are cross-ul către backside. Poflash aruncat de semințe. Bomba plantată. Au un molotov de care ar putea să folosească băieții noștri. Molotov care este aruncat exact în spatele lui Xelo și explodează molotov, din păcate. Raga, foarte bine. Shady eliminat, 3 versus 3. Moli. A luat aici pe semințe. Cross către apartamente din partea lui Xelo. Kin eliminat, Xelo îl scoate și pe free. Raga cu eliminarea pe Rud. 10-3. A, runda aia când a avut Xelo Polar și s-au jucat restul pe half. Da, runda aia a contat foarte mult.
Axelu joacă deadmatch. E, nu fiți hateri, chat, nu fiți hateri. Oh, B. Foarte bine, BTN. Eliminat dans de către Axelu, dar totuși a apucat și el să scoată un jucător. 4 versus 2, Fripp împreună cu Rud. Rud care... Oh! Oh! Oh, cum a fost asta? Doamne! Deci 100% Raga a vrut să-i tragă un glonț lui Rud la tichete. Deci i-a tras lui ăla de la Tetris un glonț. Nu, era Fripp, i-a tras un glonț, s-a întors, i-a spart ochii direct Rud. Cea mai amuzantă fază, jur. Adică runda asta a fost rush la pe bune, stânga, dreapta, pe și s-au băgat. S-a întâmplat altceva. O vrea Raga, o vrea, o vrea. Da. 12-3. Te pup, Cianchi, ce faci? Ce tractoriști? Nu mai înțeleg nimic. Bă, știi cum, e o victorie muncită, e o victorie muncită. Și chiar e o victorie muncită. Bun, am făcut și switch frumos. Meciul ăsta de mare angajament. Mamă, FIFA. Bă, sincer, chiar ar merge niște FIFA. Hai să vedem. E totul sau nimic runda asta. Oh, semințe, Raga. Hai, Raga. 1, 2, 3 per total. 13-3. A, a făcut manevră, Cianchi, mă, ce aveți? Are coa de semințe, s-a văzut clar? Report. A... 14-3. Best player. Bă, sincer. Nu știu, e greu să iei un singur jucător care să zici că e best player în momentul de față. Nu știu, dar acum acolo în top sunt Imei, Plau și Xelo, părerea mea. All the way, all the way. Iar best team în România, clar Nexus. Păi n-am zis Ime, Xelo și la Unix? Sau Ime, la Unix și Xelo? Sper să nu greșesc dacă n-am zis așa. Aici, pe 3 la ăștia. E perfect. Și de ce au făcut? L-au bătut în under pe Xelo și se întorc instant pe mid.
Oh, nice B. Cred că a plecat GoTV-ul. Am un RC, nice. 15-3. Din apartamente. Uitați-vă ce și-a luat Xelo, nu pot să cred. Nu cred că îl știu pe Raga. Ba, dar i-o dat nade. B? Simt cam ala cheie pentru B. Ersin! Nice, Raga! 16-3. Am dat 16-6, 16-3. What a game, bro! De like-uri și 240 de view-uri și 140 de like-uri. Nu mai zic nimic, nu mai zic nimic, vreți să dați like. Chiar că nu vreți să dați like, sincer. Deci chiar vă e silă să dați like. Oricum, bă, GG, a fost un meci frumos. Dăm și noi cu din canter. O să opresc și hood-ul. Mai pun puțină muzică. Bun, stați așa un pic ca să... Deci voi ăsta, HLTV-ul. Meciul ăsta nu s-a terminat, e 14-4. Bun, Nexus, o să înceapă la și jumate, dacă vreți să vă uitați, o să fie live pe platforma MOV. Oricum, chat, vă mulțumesc pentru atenția acordată și din seara asta. Nu uitați, dați un like, aveți și Instagram în descriere dacă vreți să-mi dați un follow. Puteți da și voi aici, Doamne ajută. Mamă, dar nu știu ce s-a copiat aici de ăsta, chiar că nu e linkul meu de la Instagram. Bun, 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 bun. Și noi aici vot. Și ne vedem, bă, nu știu când ne vedem. Dar probabil, nu știu, poate fac în live în seara asta și mă joc ceva face it, matchmaking, whatever, nu știu, văd. Probabil dacă nu, cred că ne vedem săptămâna viitoare iarăși cu live-uri. Așa că v-am lăsat, vă pup, seară faină, spor mâine, liceu, facultate, școală, ce mai aveți. E ultima zi, mâine e vineri, baftă la muncă pentru cei care se duc. Și ne auzim. Vă pup pe toți. Seara faină în continuare. Ciao, ciao.